Din Moldova, schitul Vovedenia din comuna Vânători Neamț înscrie totuși prin cei peste 300 de ani de existență o pagină frumoasă în istoria Bisericii lui Hristos din Moldova. Ne aflăm așadar în Biserica Mare a schitului Vovedenia din comuna Vânători Neamț, județul Neamț, o biserică, un locaș de închinare, o așezare monastică întemeiată din dorința unor călugări de a petrece o viață mai retrasă de lume și mai aproape de cer. Începuturile schitului Vovedenia se pierd în negura vremurilor și se regăsesc prin secolul al XVI-lea, când o parte din călugării ce vețuiau în Mănăstirea Neamț, în apropiere, au hotărât să întemeieze în acest loc un metoc, un mic schit închinat Sfântul Ierarh Spiridon, de aceea el se numea la început schitul Spirea sau schitul Slătiorul, toponim preluat de la un pârâu cu apă sărată și sulfuroasă, care încă mai curge gale pe sub sprâncena pădurii, numit pârâul Slătiorul. La acest schit Slătiorul, pe la anul 1700, și-a început viața călugărească un oarecare călugăr, Ioanichie Hasan, care va ajunge ulterior episcop la Roman. Neuitându-și noviciatul în viața monahală, acest episcop se reîntoarce la schitul Slătiorul și va ctitori o nouă biserică, mai mare, tot din lemn, și îi va schimba denumirea din schitul Slătiorul în Mănăstirea Vovedenia. Cuvântul Vovedenie derivă de la cuvântul rusesc slav, vechi, văhădite, care ar desemna cuvântul românesc de intrare. Hramul Bisericii Episcopului Ioanichie fiind așadar pe 21 noiembrie, intrarea în Biserica Maicii Domnului, sărbătoare care în popor se numește Ovidenie. Biserica Episcopului Ioanichie fiind din lemn, în timp s-a șubrezit și de aceea a fost necesară construirea actualei biserici cu zid de piatră, începută la anul 1849 și terminată în anul 1857. Călugării de atunci ai Ovideniei au demontat biserica din lemn a Episcopului Ioanichie și au dăruit-o satului Lunga, din comuna Vânători Neamț, din apropierea schitului Ovidenia, deoarece biserica din acel sat a fost incendiată de eterie la anul 1821. Însă, părinții de atunci au hotărât să păstreze catapeteasma veche a bisericii lui Ioanichie și amvonul. Așadar, în spatele meu, catapeteasma pe care o vedeți și astăzi, datează de la anul 1749, ea a fost între timp restaurată, dar este o catapeteasmă lucrată de călugări, sculptura în lemn este făcută de călugări, o catapeteasmă deosebit de frumoasă pentru că are ca și particularitate faptul că au fost adăugată un râșir de icoane praznicale ce închipuiesc patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest lucru în alte biserici nu îl găsim. Tot din Biserica Episcopului Ioanichie, biserica veche a Episcopului Ioanichie, mai păstrăm și icoana Maicii Domnului, din spatele meu, din Strana Mare, o icoană pictată la anul 1750.
O icoană foarte frumoasă, ca toate icoanele Maicii Domnului, dar această icoană a fost pictată într-un mod cu totul special, aparte. Pictorul, iconarul de atunci, a zugrăvit Sfintei Fecioare Maria două guri. Se poate vedea acest amănunt doar atunci când te apropii de icoană și încerci să-i spui Maicii Domnului păsul, ofurile, dacă o privești cu atenție, privești chipul, observi că Sfânta Fecioară are două guri. Părinții bătrâni din schit, din schitul Ovidenia, spun că această icoană este făcătoare de minuni și că are două guri pentru că se roagă la Fiul ei, la Hristos Dumnezeu, pentru noi, stăruitor, intens. Așadar, această icoană este tot din anul 1750, tot din aceeași perioadă, datează și amvonul, locul înălțat din biserică, de unde se citește Sfânta Evanghelie. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-n-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Schitul Ovidenia al Mănăstirii Neamț din Comuna Vânător Neamț mai are un dar de mare preț, și anume mai multe părticile din moaștere unor sfinți dăruite schitului Ovidenia de anumite delegații bisericești care au pășit pragul Sfintei noastre biserici. Amintim aici de un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Spiridon, primul ocrotitor al schitului Slătiorul, de care am pomenit adineauri, apoi Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Arhidiacon Ștefan, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Mucenic și Tămăduitor Pantelemon, Doctor fără de arginți, cum este numit în popor, și alți sfinți care sunt așezați în racla din spatele meu, raclă la care vin foarte mulți credincioși și își pleacă genunchii cei trupești și cei ai inimii și roagă pe acești sfinți să-i ocrotească, să le dăruiască sănătate și inspirație, bucurie și ajutor în viața lor de zi cu zi. Biserica Schitului Ovidenia se distinge de celelalte biserici din jur pentru faptul că pictura actuală a bisericii a fost făcută în urmă cu 44 de ani. Este o pictură deosebit de luminoasă, care respectă în linii mari planul iconografic al unei biserici ortodoxe, însă aici, în Biserica Ovidiniei, pictorul la acea vreme, era anul 1968-69, a hotărât, de fapt nu pictorul, ci egumenul de atunci al schitului Ovidenia, a hotărât să adauge un element distinctiv acestei picturi. Și anume, în pronaosul bisericii au fost pictați foarte mulți sfinți români, fie pe primul registru, fie în medalioane, pe arcade, sfinți care la acea vreme, în anul 1968, nu erau încă canonizați de biserica noastră ortodoxă. Astfel că aici, ca și în alte biserici, s-a făcut un fel de anticipare, un fel de prorocie a faptului că acești sfinți, peste timp, vor fi trecuți, cinstiți în calendarul nostru ortodox, drept sfinți. V-aș da câteva nume. Bunăoară, Sfânta Teodora de la Sihla a fost pictată aici, în Biserica Schitului Ovidenia, drept Sfântă Cuvioasă, în anul 1968, dar ea a fost trecută în calendar drept sfântă în anul 1992. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuț sau Sfântul Danil Sihastru,
duhovnicului Ștefan cel Mare, iar mai nou, în anul 2008, Sfânta noastră Biserică l-a canonizat pe Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, dar el a fost pictat în Biserica Schitului Vovedenia ca sfânt tocmai încă din anul 1968. Și sigur, mai sunt încă sfinți pictați aici la Vovedenia, bunoară Sfântul Cuvios Vasile de la Moldovița, de la Mănăstirea Moldovița, care încă nu este canonizat și care așteaptă și el la rândul ca Sfântul nostru Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să recunoască sfințenia acestui cuvios. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, care împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit și care a grăit prin proroci. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Amin.